Botezul reprezintă moartea și înmormântarea, viața și învierea. Când ne cufundăm cu capul în apă, ca într-un mormânt, omul vechi e înnecat, în întregime înmormântat. Când ieșim din apă, apare dintr-o dată omul nou. Explicația aceasta asupra semnificației botezului aparține Sfântului Ioan Gură de Aur. Botezul este una dintre tainele bisericii ale creștinismului instituită, după cum se știe, de însuși mântuitorul nostru. Dar nu despre semnificațiile adânc teologice ale botezului vom vorbi astăzi, ci despre povestea câtorva cuvinte care se rostesc în preajma binecunoscutei sărbători a Bobotezei. Verbul a boteza vine din limba latină latinescul baptizo, baptizare, a dat la noi botez, botezare. Cu siguranță toată lumea știe ce e botezul și ce înseamnă a boteza. Ne oprim totuși, în contextul apropiatei sărbători, la unul dintre sensuri. A boteza, ne arată dicționarul explicativ, înseamnă, printre altele, a stropi cu aghiazmă pe credincioși și casele lor. Ceremonialul botezului este așadar în strânsă legătură cu apa, devenită aghiazmă prin coborârea Duhului Sfânt asupra ei. Cuvântul aghiazmă provine din limba greacă, unde agios înseamnă sfânt. În românește, aghiazmos poate fi tradus și prin slujba de sfințire a apei, dar și prin apă sfințită. De exemplu, când spunem voi face o aghiazmă, înțelegem slujba de sfințire a apei și a casei. Dacă spunem voi bea un pic de aghiazmă, ne referim evident la apa sfințită. Prin slujba specifică de sfințire, apa se purifică, putând fi folosită apoi la purificarea spațiului și a omului însuși. Prin botez, omul recâștigă asemănarea cu Dumnezeu, spunea cărturarul creștin Tertulian. Aghiazma, Apa sfințită are așadar rolul de a ne spăla de rău, de păcate și de pângărire, în așa fel încât să putem câștiga perfecțiunea originară. Ca o curiozitate devenită însă regulă, subliniem că termenul aghiazmă se scrie diferit de cum se mai pronunță. În vorbire se mai aude aghiazmă, dar noul dom a fixat forma scrisă a -G a, -S -M -A. Prin urmare, cuvântul se scrie cu G, nu cu Ghi, și cu S, nu cu sunetul Z. Forma aceasta se păstrează la toate cuvintele derivate de la aghiazma, a aghezmui, aghezmuire și aghiazmatar. Numele popular al sărbătorii în care toate apele se sfințesc este Boboteaza. Deși pare clar la prima vedere că e vorba de botez din latinescul baptizo, nu putem să nu ne întrebăm ce e cu prima silabă, bo. Lingvistul Alexandru Graur ne explică. Forma veche, de la care s-a plecat, este secvența apă botează, adică apa care botează. Unindu-se strâns cele două elemente ale vechiului nume, s-a produs ceea ce se numește o asimilare. A de la apă a dispărut. O vreme s-a pronunțat. Păbotează, apoi băbotează, și prin amintitul proces de asimilare, bobotează. Prin urmare, prima silabă a numelui bobotează amintește de apă. Deși formată de la un termen latinesc, denumirea Marii Sărbători este pur românească, adică nu e tradusă, preluată din alte limbi. De exemplu, la greci, ea se numește teofanie sau epifanie, care se traduce prin arătarea Domnului. La francez este l'epifanie, la englez epifane și la italieni befona sau befania. Niciun popor n-a prins în denumirea sărbătorii Marea Taină a Botezului, așa cum au făcut românii. Și asta pentru că noi credem că prin botez omul recâștigă asemănarea cu Dumnezeu. Rubrica de astăzi se încheie aici. Sunt eu Gheniarișcu, numai bine.